Plantele care alungă țânțarii pot fi cultivate și în ghivece. Micile insecte sunt ținute la distanță de mirosul lor puternic, astfel vei putea sta liniștit în aer liber. Țânțarii, pe lângă băzuitul neplăcut, sunt responsabili și de transmiterea multor boli infecțioase și periculoase, cum ar fi Zika sau West Nile. Conform libertatea pentru femei.ro, multe produse repelente conțin și citronela, astfel că plantarea ei în grădină sau ghiveci este ideală. Această variantă ar fi mai bună față de lumânările cu citronela, aceasta din urmă având și câteva chimicale în plus. Mirosul de citronela respinge țânțarii, pentru un efect mai mare poți rupe câteva frunze pe care să le zdrobești, apoi să le freci de piele. Mai poți amesteca frunze zdrobite cu apă și alcool. Pentru a face o soluție împotriva țânțarilor. Se ține la macerat șapte zile și se agită zilnic. O folosiți cu atenție, căci pătează. Planta are nevoie de soare și un pământ care se trenează bine, crește bine în ghivece mai mari. Face parte din familia mentei, iar mirosul ei este cumva între lămâie și mentă. Atrage fluturii albinele, dar respinge cu mirosul ei țânțarii enervanți. Te poți freca pe piele cu câteva frunze zdrobite. Insectele nu nu te vor mai deranja. Trebuie să știi că este o plantă invazivă, are tendința de a se înmulți și a acapara mult spațiu în grădină. Nu necesită o îngrijire deosebită, că cea crește repede, se înmulțește singură, doar să ai grijă să-i pui apă. Relatează libertatea pentru femei.ro